A început sezonul concediilor și este cel mai nepotrivit moment în care te poți îmbolnăvi. Pentru a fi în siguranță și a avea o vacanță fără griji, trebuie să ținem cont de anumite aspecte și recomandări. Chiar dacă în zona în care mergi în vacanță există farmacii, este de preferat ca unele medicamente să le iei cu tine de acasă și să le ai în bagaj. Medicamentele pe care să le ai cu tine în bagaj sunt antihistaminice pentru alergii, antipiretice, medicamente care scad febra, analgezice, antiinflamatoare, picături pentru ochi și urechi, pastile sau spray pentru durerea de gât, antidiareice, probiotice, laxative, antivomitive, medicamente care scad aciditatea gastrică și reduc balonarea și un antibiotic cu spectru larg. Alte produse pe care să le ai în trusa medicală: pansament steril, dezinfectant pentru plăgi, rivanol sau betadină, ser fiziologic, unguent pentru calmarea înțepăturilor de insecte, unguent pentru contracturile musculare, creme cu factor de protecție solară, termometru, gel de aloe vera pentru ameliorarea rusurilor solare. Păstrează-ți medicamentele în bagajul de mână sau unde îți ții obiectele personale atunci când călătorești cu avionul, deoarece bagajele înregistrate pot fi supuse pierderii sau întârzierilor. Înainte de a călători, verifică reglementările locale privind importul de medicamente și orice restricții privind anumite medicamente în țara de destinație.